zis că lumea n-are unde să se relaxeze și intră în cârciu. Și avea dreptate. Ce n-are dreptate? Unde se ducă? Nu-i casă de cultură, nu-i aia, nu-i aia. Mergem să pe muntere? Uite, aici stăm pensionare, toți stăm pe aici. Vezi că nu suntem în cârciu. Se vede. A exagerat. El a greșit. A exagerat când a spus că mergem la cârciu. Nu e adevărat. Suntem în centrul municipiului Oltenița, unde localnicii dezbat un subiect fierbinte. Totul a plecat de la o declarație făcută în presa locală de primarul Petre Țone. În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber. Toată comunitatea a auzit vorbele primarului, iar polemicile au apărut imediat. Cum catalogați declarația domnului primar? Neinspirat. De campanie electorală. Nici de campanie nu. De campanie electorală. Ce s-a vrut să spun? O fi interpretat greșit? O fi vrut să spun altceva? Nu, da. A spus că din cauza că nu are altă ocupație omul, n-a făcut pe nimeni imbecil. Corect? Așa, lumea a înțeles greșit. Omul s-a exprimat în felul următor. Atâta timp când nu are de muncă și nu are ce să facă, decât să ducă la un bufet. Nu a spus așa primarul că suntem bețivi. Să știți? Am interpretat 1-2 că e un oraș de bețivi și tot o ține pe aia. Cum e la noi, pui prostia aia să lungești. Ducem vocea străzii în biroul primarului, care își nuanțează declarația. Eu n-am spus că oamenii din Oltenița merg la cârciumă. Am spus că singurul loc unde te poți duce să-ți petrești timpul liber este la restaurant. Pentru că în orașul Oltenița, și astăzi când vorbim, nu avem niciun cinematograf, nu avem nicio sală de spectacole. Lumea nu are locuri unde să se relaxeze. Adică casă de cultură, cinematograf, de asta. Dar el n-a făcut nimic pentru obține așa ceva. Explicațiile n-au convins pe toată lumea. Într-un cartier marginaș, oamenii chiar îi reproșează primarului atitudinea avută. Nu e chiar așa cum spune dânsul. Pentru că lumea, neavând de muncă și n-are unde să se ducă, normal că omul dacă pleacă de acasă să nu cerce să de unde găsește un leu să bea și luțuic. Acest cetățean are și el de spus ceva. Primarul a spus ieri sau alaltă ieri într-o declarație, da. La noi în oraș dacă nu bei, e foarte dificil să-ți petrești timpul liber. Dacă nu bei și dacă nu mâncăm... Frumoasă întrebare! Ce-a vrut să spună cu declarația aceasta? Încă o altă întrebare. La noi în oraș dacă nu bei, e foarte dificil să-ți petrești timpul dacă liber. Dacă nu bei... Avem și noi voie să bem apă, H2O? Sigur că da. Sigur că da. Omul s-a născut pentru a mânca și a bea. Dumneavoastră ce părere aveți? Problema care e, nu e problema noastră de... Problema e problema lui domn primar, cum are grijă de lume. Dumneavoastră cum vă petreceți timpul liber? Timpul liber? Unde găsim cu muncă? Munca îl înnobilează pe om, spune un vechi proverb. Însă, din când în când, trebuie luată și o pauză, spun psihologii. Putem ajunge în burnout, în stare de epuizare cu o serie de consecințe grave asupra sănătății și vieții noastre. Devenim irascibili, lipsiți de interes față de activitățile care altădată ne plăceau, pot apărea chiar și problemele familiale din această cauză. Așa că oamenii din Oltenița caută alternative. Ce posibilități de petrecere a timpului liber există aici în oraș? Ce vedeți acum? Domn primar? Decis să candideze pentru un al treilea mandat, primarul din Oltenița vrea să pună pe prim plan relaxarea localnicilor. Noi în aprilie dăm în folosință o casă de cultură, unde avem o sală extraordinar de frumoasă, unde vom avea cinematograf 3D, vom avea o bibliotecă municipală, foarte modernă. 5 milioane de euro a costat construcția, bani veniți prin Compania Națională de Investiții. Localnicii ar fi vrut însă ca banii să fie folosiți pentru altceva. Hai să ne facă străzi, deci la noi aici, pe partea aia, pe Colincei, nu sunt făcute. Au băgat pământ deasupra la canalizări, nu? Și acum când umblă la ele, că se înfundă, nu? Eu aș dori să țină de cuvânt ce are plac cărzile alea în cartierul nou unde stăm, că uite, rupe mașinile, nu? În acest moment, atracțiile principale din Oltenița, oraș cu 25.000 de locuitori, sunt un club de biliard, parcul și două grătare încinse în centrul orașului.